locale aduc în capitală o nouă alianță politică. Partidul Puterii Umaniste și Neculae Onțanu au semnat ieri un acord de colaborare pentru a-l susține pe acesta din urmă pentru funcția de primar al sectorului 2. Cu această ocazie, aceștia fac un apel la partidele de stânga din București să participe cu candidați comuni la alegerile pentru funcțiile de primar general și primar de sectoare. Unul dintre obiectivele esențiale ale oricărei administrații, la nivel de capitală, la nivel de sector, este sprijinirea mediului de afaceri. Totul trebuie să plece de la o anumită viziune de dezvoltare pe care o ai și în cadrul unei viziuni de dezvoltare a sectorului sau a Bucureștiului sau a orașului, trebuie să ai o prioritate a investițiilor și o prioritate a rezolvării problemelor. Din punct de vedere al traficului, trebuie rezolvat urgent, cât de urgent, începerea lucrărilor la celelalte magistrale de metrou.